să începem activitatea noastră de astăzi cu un exercițiu. Asta numește numele meu și mâncarea preferată. Mă cheamă Mihai și îmi plac merele. Mă cheamă Alina și îmi place ardeiul. V-ați gândit vreodată ce distanțe parcurg aceste fructe și legume până ajung la noi? Pe podea să desenăm niște cercuri care să reprezinte zonele de unde provin alimentele. Copii, aceste cercuri simbolizează niște zone geografice. La masa voastră delicioasă sau băuturile răcoritoare pe care le consumați, de unde provin aceste alimente? Din bucătărie sau parcurg o anumită distanță? Să încercăm să poziționăm în zona de unde credeți voi că provine. Ce observăm? Că foarte multe dintre alimentele consumate de voi provin din? Din afară. Ia fructe și legume de obicei de la mătușa mea care stă în București, la casă, și are grădină. V-ați gândit, nu le-a ce efecte poate avea transportul alimentelor asupra mediului? Poluează. Ce poluează? Aerul. Dorian spunea că bananele ajung în Europa de vest cu ce? Vapor. Deci ce mai poluăm? Și apa. Ne hrănim cu mâncare din țara noastră. Am mai văzut prin America grădini pe acoperiș de bloc. Să vă gândiți și la distanța pe care va curge hrana până ajunge la noi și să încercăm fiecare dintre noi cât de puțin să reducem această distanță și vă propun chiar de astăzi o schimbare de comportament în ceea ce privește hrana. O să vă invit în grădina școlii să plantăm împreună câteva răsaduri. Acestea sunt iazurile care încă nu sunt construite. Aici sunt straturile. Așa, aici va fi un foișor. Aici în spate. Este macheta grădinii noastre. O să plantăm pe sistem de plante companion. Astăzi câteva roșii cu busuioc, cu crăițe, cu măghiran și dalii. Creăm un sistem de educare și un instrument de educare pentru profesori și pentru copii și creăm hrană. În școala noastră, din toamnă, vor funcționa 6 clase în care se va aplica un opțional de ecoeducație pentru școli verzi și suntem foarte bucuroși că acest lucru se va întâmpla. Este foarte important ca întreaga țară să știe de platforma ecoeducație pentru școli verzi, să o acceseze și să culeagă de acolo elementele care consideră că sunt benefice pentru ei și să le aplice în școlile lor.